Social-democratul Cristian Toader Pastie a explicat cum s-a văzut din interior scindarea organizației județene a partidului. Ion Călinoiu și Ion Ciocea s-au simțit trădați de colegi și au decis să meargă pe cont propriu la alegerile din decembrie. Amândoi au depus candidaturile din postura de independenți. Într-adevăr, în momentul în care s-au schimbat listele și a plecat domnul Călinoiu și domnul Ciocea din partid, să știți că într-adevăr a fost un seis foarte puternic în cadrul partidului. Într-adevăr, am fost năuciți, așa cum ziceți dumneavoastră, am fost cum vreți să ne spuneți, dar încet, încet lucrurile s-au așezat. De ce? Pentru că Partidul Social Democrat are totuși niște structuri bine organizate în teritoriu și la nivel de municipiu nu s-a întâmplat nimic. Adică la nivelul organizației municipale lucrurile sunt în regulă. Am avut chiar astăzi o ședință de birou municipal. Chiar dacă cele două candidaturi ar putea afecta procentul partidului după numărarea voturilor, Pastie este de părere că PSD nu va pierde prea multe sufragii în decembrie după acest episod. Încet, încet începem să ne revenim. Faptul că un urs a fost rănit și nu a fost omorât înseamnă că ursul ăla încet, încet începe să ridice și atunci și iepurașii și vulpile și maimuțicile și cam toți ăștia, așa, și ăia încep să fugă, pentru că în momentul în care ursul a căzut, că am căzut, trebuie să recunoaștem, adică a fost o perioadă în care nu ne reveneam. Ionino, toată lumea... Nici acum nu va zâmi. Florin Căciumaru și acum e... Începem să ne revenim. Deci începem să ne revenim. Dați-vă unde-i drumul. Acum ne vom face datoria, câți ne-o vom face. Rămâne de văzut dacă cei aproximativ 30 de primari care au fost alături de cei doi socialdemocrați care au devenit independenți îi vor susține în campania electorală. Au de ales între Victor Ponta, candidatul PSD la Camera Deputaților, și Ion Călinoiu, coleg de-al lor, acum independent, însă căruia mulți edilii sunt datori, cel puțin moral, de pe vremea când acesta era președintele Consiliului Județean. Trebuie să spunem că sunt oameni care, din diverse motive, va fi greu să-l refuze pe domnul Călinoiu. Dar credeți că primarii, că asta voiam să vă întreb acum, primarii revin la matcă, la partid, sau vor încerca pe furiș cumva să-l ajute și pe Călinoiu? Deci unii primari vor reveni la matcă și începem cu varianta romanțată acum, deci vor reveni la matcă, vor scoate procentajul partidului de la alegerile locale pe vot politic. Alții vor merge la două, la trei capete, adică îl vor ajuta și pe ăla, îl vor ajuta și pe ăla, îl vor ajuta și pe ăla, sau nu vor ajuta pe nimeni, adică în sensul că du-te, bă, Dan Vâlceanu, fă-ți campanie câtă vrei, n-am treabă cu tine, du-te, bă, fă-ți campanie, du-te și tu, du-te și tu, Călinoiu, vino și tu, Cârciumaru, faceți ce vreți, eu nu mă bag. Călinoiu și Ciocea au strâns în timp record mii de semnături pentru a-și putea depune candidaturile la sediul biroului electoral județean.